prezența dumneavoastră, pentru curiozitatea dumneavoastră, pentru deschiderea dumneavoastră. Noi să încercăm să comunicăm câteva lucruri concentrat, stăm după aceea și la dispoziția întrebărilor. 1. A existat o discuție în ultimele zile și în contextul congresului aliaților noștri de la PSD despre anunțul făcut de Victor Ponta privitor la candidatura pentru alegerile europarlamentare pe liste separate PSD-PNL. Nu e prima dată când s-a vorbit despre așa ceva, dar de data aceasta, dat fiind contextul, am văzut că știrea, informația a fost preluată, interpretată și așa mai departe. Și aici sunt trei lucruri de spus. Partidul Național Liberal consideră că e normal să mergem pe liste separate. Am vorbit și noi, și unii dintre noi, despre acest lucru, dat fiind că, o mai spun o dată, alegerile europarlamentare sunt alegeri prin excelență de culoare și de familie politică. Suntem aliați, facem însă parte din familii politice diferite. Acest lucru n-are cum să schimbe până la anul pe vremea asta. Și ca atare nu avem nimic împotrivă, considerăm firesc și, repet, am vorbit și noi despre acest lucru. 2. Cred că era de preferat ca să fie avut o discuție și o decizie în interiorul Uniunii Social-Liberale, aceeași, de a candida pe liste separate, ar fi fost de preferat decât acest anunț unilateral. El nu schimbă însă fondul problemei. Este doar o chestiune de formă. În al treilea rând, avem o diferență, o deosebire de percepție și de opinie în legătură cu un aspect al acestui anunț. Da, mergem fiecare pe listele sale, așa e normal, suntem absolut de acord cu acest lucru. Nu suntem însă de acord la propriu că în vederea alegerilor europarlamentare de astăzi, de mâine, a zis domnul Ponta sâmbătă trecută, de astăzi să înceapă o campanie electorală. Nu credem că o campanie electorală de un an pentru alegerile europarlamentare în contextul în care ne aflăm este binevenit. Din punctul nostru de vedere, campania pentru alegerile europarlamentare trebuie să înceapă undeva la anul pe vremea asta, atunci când ea este oficial destinată și prevăzută. Nu cunoaștem încă exact data alegerilor europene, probabil în luna mai, dacă nu în mai, în iunie, vom vedea exact. Campania cred că trebuie făcută atunci. Nu o campanie electorală de un an pentru alegerile europarlamentare este prioritatea noastră azi în USL. Nu cred că este nici prioritatea USL-ului sau lui Victor Ponta sau PSD-ului. Nu cred că este nici prioritatea guvernului. Prioritatea noastră este coeziunea și coerența și succesul actului de guvernare. Prioritatea noastră este modificarea Constituției, prioritatea noastră este regionalizarea, adică toate acele mari proiecte pentru care am cerut votul cetățenilor, pentru care l-am primit, pentru care dispunem astăzi de o majoritate parlamentară fără precedent și de un guvern foarte puternic care este susținut de această majoritate. Presupun sau sper că afirmația, formula premierului Ponta a fost una simbolică, în sensul de a pregăti Partidul Social Democrat pentru o candidatură separată la europarlamentare și nu la propriu, pentru că, repet, nu de o campanie de un an, începând de azi, pentru europarlamentare avem nevoie și, în orice caz, nu de asta are nevoie România. În al doilea rând, aș vrea să precizez încă o dată ceea ce de altfel am mai spus, și anume că Partidul Național Liberal este parte a acestei guvernări, asumă în întregime, alături de partenerii social-democrați, de cei conservatori, de cei din UNPR, responsabilitatea pentru această guvernare, chiar dacă primul ministru este social-democrat. Noi nu ne socotim doar cu un picior la guvernare sau doar parțial responsabili de această guvernare. Victor Ponta este prim-ministru pentru că așa am convenit, pentru că așa am luptat cu toții în egală măsură să fie,
Pentru că așa am cerut votul cetățenilor într-un proiect foarte clar, formulat foarte concret, sub egida Uniunii Social-Liberale. Asta înseamnă că premierul se bucură de tot sprijinul nostru, a și spus-o de altfel domnia sa în diverse ocazii. Asta înseamnă că miniștrii noștri fac echipă cu miniștrii PSD și fac echipă cu primul ministru. Asta înseamnă că putem să constituim în jurul programului de guvernare, în jurul obiectivelor fundamentale pe care guvernul, cu susținerea noastră a tuturor, le-a asumat, putem să constituim o majoritate și să funcționăm ca o majoritate puternică și coerentă. Oamenii ne-au dat un vot atât de masiv, 60% din voturile exprimate, care s-au transformat în aproape 70% din mandatele parlamentare, tocmai pentru a avea un guvern puternic și coerent. Și tot ceea ce ține de noi în această privință vom face. Miniștrii noștri sunt cât se poate de angajați și implicați în actul de guvernare. Sunt și ei, și noi ca partid, și noi ca parlamentari, suntem, repet, responsabili de reușita acestui guvern și ca atare suntem gata să facem, am făcut și până acum, vom face și de acum încolo tot ceea ce ține de noi pentru ca actul de guvernare să fie coerent și mai ales eficient. În sensul acesta, noi acordăm o foarte mare importanță proiectelor și inițiativelor miniștrilor noștri, modului în care guvernul, din care noi, repet, facem parte, le va pune în aplicare și despre câteva, sau despre măcar unul foarte important din aceste proiecte, va vorbi domnul viceprim-ministru Daniel Chițoiu, viceprim-ministru și ministru de finanțe, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Există și un alt proiect pe care, sau în legătură cu care veți fi informat, proiect care ține de codul silvic, pe care doamna ministru Lucia Varga îl prezintă grupurilor parlamentare, îl va prezenta în primă lectură, probabil în ședința guvernului din această săptămână, și care va fi pus și în discuție și în dezbatere publică, va fi cunoscut. Este un proiect pe care îl considerăm foarte important, la care ținem foarte mult, pe care îl susținem tot partidul. Acum însă îl invit pe domnul Daniel Chițoiu să vă prezinte ceea ce consideră foarte important ca proiect pentru domnia sa și pentru guvern. După aceea, împreună cu domnul viceprim-ministru, cu domnul ministru și purtător de cuvânt Mihai Voicu, stăm toți la dispoziția întrebărilor dumneavoastră. Domnule viceprim-ministru, vă rog. Unde? La? Mai tare? Da, așa o să... Mersi. Da. Este vorba de un proiect de hotărâre de guvern privind schema de ajutor de stat, schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri. Vorba de un grant până la 200.000 de euro care se acordă tuturor IMM-urilor care desfășoară activități în toate domeniile de activitate, mai puțin domeniul acvaculturii, domeniul agricol, pisciculturii, ținând cont de faptul că există o schemă de finanțare asigurată prin fondurile europene la nivelul Ministerului Agriculturii. Ce presupune această schemă de ajutor de stat? Presupune crearea unui număr minim de locuri de muncă de către fiecare IMM, până în 10 locuri de muncă, și de asemenea numărul beneficiarilor, care noi estimăm pe o perioadă de 3 ani de zile, se ridică la circa 3.000 de beneficiari. Asta este o formă de ajutor din partea statului, care vine să sprijine IMM-urile, ținând cont de faptul că în această perioadă acestea sunt lipsite de lichidități. Știți foarte bine că săptămâna trecută a fost aprobată în guvern o altă schemă de ajutor de minimis, promovată de Ministerul IMM-urilor și Ministerul Economiei, pentru start-up-uri și IMM-urile înființate de tineri până în 35 de ani de zile. Deci noi încercăm să acoperim acum toată gama de IMM-uri cu ajutoare de stat. Ea are avantajul că nu obligă IMM-urile să vină cu cofinanțare. Acesta este un grant 100%, așa cum vă spuneam, până la limita de 200.000 de euro. IMM-urile pot să solicite acest ajutor de stat pentru achiziția de echipamente, construcția de clădiri noi, achiziția de echipamente în domeniul IT-ului și, de asemenea, pentru asigurarea funcționării societății respective, IMM-ului respectiv,
timp de 3 ani de zile de la data obținerii acestui ajutor de minimis. Eu voi propune acest act normativ în dezbatere publică, începând de săptămâna aceasta, urmând ca săptămâna viitoare să-l promovăm în guvern. Suma alocată pentru această schemă de ajutor de minimis este undeva la în jur de 250 de milioane de euro, așa cum vă spuneam, pe o medie de 70-80 de mii de euro pe IMM, numărul beneficiarilor se ridică undeva la 3.000 de IMM-uri. Cam atât am avut de explicat în sinteză acest proiect de act normativ. Întrebări. Dacă aveți întrebări. Domnule președinte, am o întrebare. Ne-a spus că decizia de a candida să vă nu este o noutate, însă vreau, mai ales pentru faptul că faceți parte din familii europene politice diferite. Ce vă împiedică totuși să candidați sub umbrela USL în baza acelei parități care a stat la împărțirea funcțiilor înaintea alegerilor locale, mai întâi și apoi parlamentare? Din punct de vedere legal, să spunem așa, sub aspectul legislației europene și regulilor comune europene pentru aceste alegeri, după știința mea, nimic. Nu e vorba de o constrângere, este vorba de o opțiune. Încă o dată o spun, este, cred, o opțiune care nu ridică probleme, nu sunt divergențe aici. Se poate să mergem în alegerile europarlamentare pe liste separate. Nu există tipul de miză și de constrângere care a existat la alegerile naționale, la alegerile parlamentare. Fiecare își ia voturile sale, fiecare trimite un număr de europarlamentari români către familia sa politică. Nu văd un inconvenient și, în orice caz, nu, această discuție și această decizie nu afectează cu nimic existența și angajamentele Uniunii Social-Liberal. Deci nu exista vreo constrângere, este vorba de o opțiune. Tocmai de aceea am spus că, din punctul nostru de vedere, era mai potrivit, mai elegant ca această decizie, această opțiune împărtășită de ambele părți să fie formalizată ca decizie în USL și anunțată ulterior. Nu. Am spus doar unde văd lucrurile diferit, unde vedem lucrurile diferit, privitor la acea campanie care ar fi trebuit să înceapă de ieri sau în fine de azi pentru alegerile europarlamentare de peste un an. În privința asta o spun, iar în ce privește momentul anunțului, sigur că din punct de vedere strict formal, orice partid are dreptul de a lua decizii care îl privesc și care, sigur, nu se refereau la ceva ce să nu fie existat oricum ca ipoteză. Credeți că scorul PSD plus cel al PNL de la europarlamentare din mai anul viitor va fi mai mic decât un eventual scor al USL-ului? Nu știu, este foarte greu de spus și încă o dată mărturisesc convingerea mea că nu prea are rost să discutăm despre lucruri care se întâmplă peste un an. Uitați-vă că de la 9 decembrie încoace, după părerea mea, e o simplă părere de cetățean care consum media, s-a discutat destul de puțin despre actul de guvernare, despre soluțiile guvernării, despre provocările guvernării, despre alte teme, Constituția de pildă, în raport cu discuții interminabile despre cine va fi, dacă va fi, dacă va mai fi și dacă nu va mai fi candidatul USL și care vor fi candidații prezidențiali din 2014 toamnă. Dacă asta mai înțeleg, că e subiect, în fine, mai picant, acum chiar să facem discuții, pronosticuri, nu știu. O să constatăm atunci, sunt foarte mulți factori și, în orice caz, cel decisiv este cum merge guvernarea și care va fi evoluția percepției publice asupra guvernării, pentru că, în mod clar, guvernarea este USL, guvernarea înseamnă și PSD și PNL, și sigur că modul în care, vreme de un an, guvernarea va acționa, modul în care cetățenii, cu drept de vot, vor percepe acțiunile guvernării, se va răsfrânge
și asupra PSD-ului și asupra PNL-ului. Nu știu acum dacă suma va fi mai mare decât ar fi avut USL-ul și nu vom ști niciodată. Pentru că noi vom avea niște rezultate pe care le vom putea compara, să zicem, cu rezultatul USL-ului de la alegerile parlamentare trecute sau după aceea cu alegeri care vor urma, nu știu, pe formule USL, la președinție sau variantă care nu e nici ea complet exclusă, la parlamentare 2016. Dar asta mi se pare, repet, mai puțin important, o să vedem atunci care sunt rezultatele. Și o să facem și pronosticuri, vă asigur, dar mai în 2014, așa, mai la 2-3 luni înainte de alegeri, nu chiar cu un an. Sigur. Vă rog să-mi spuneți cum vedeți campania electorală, pentru că până la urmă va fi un fundare între două partide ale guvernării. Va fi un partener de agresiune, veți, chiar dacă nu faceți un partener de agresiune, veți evita atacuri reciproce? Uitați-vă că aici totuși va fi o probă de maturitate și a noastră, ca actori politici, cele două partide, liderii lor. Și dacă îmi permiteți, și aia mass media, noi când vorbim despre interesul public, dumneavoastră plasați responsabilitatea pentru interesul public exclusiv în zona politicienilor. Și bineînțeles că ei sunt primii asupra cărora această responsabilitate apasă. După părerea mea, e o chestiune de interes public și o obligație de sănătate, să spunem așa, și pentru media de a da șansa măcar la alegerile europarlamentare, pentru că între timp oricum extrem de rar se acordă atenție subiectelor europene, subiectelor din Parlamentul European, temelor, să zicem, Comisiei Europene, când ele nu privesc vreo sancțiune sau vreun scandal legat de România. Noi vom încerca să dăm șansa cetățenilor români să examineze opțiuni de politică europeană, platforme pentru o perioadă foarte importantă, în fond 2014, alegerile europarlamentare coincid cu intrarea într-un nou tip de exercițiu și de proiect european 2014-2020 și cred că putem foarte bine, fiind împreună la guvernare, numai în alianță politică, să ne prezentăm socialiștii proiectele lor, pentru că aici vorbim și de grupuri europene, noi pe ale noastre, să ne prezentăm viziunea asupra modului în care România ar trebui, cum, cât, pe unde să se integreze, că vorbim de integrarea profundă, de integrarea definitivă în Uniunea Europeană, subiecte atât de frumoase, încât e păcat să nu le discuți și să te cantonezi într-un scandal cu totul marginal împotriva nu știu cărui contracandidat de la PSD sau de la PNL respectiv. Eu sunt optimist în legătură cu ce ne privește, pe noi și pe cei din PSD. Și sunt condamnat să fiu optimist și în legătură cu ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Băi, stați că dumneavoastră știți că aveți o problemă, nu sunteți singuri. Titrați eronat Antonescu, două puncte. Victor Orban, un model pentru mine. Nu, nu pentru mine. Deci e o afirmație mincinoasă. Eu nu văd în general lucrurile diferite. Sunt și destule lucruri pe care le văd în comun. Exact. Pe chestiunea cu campania. Așa. Nu. Nu. E așa de clar. Nu se impune nicio discuție. Avem destule lucruri de discutat în USL, de vreme ce nu m-a deranjat, n-avem ce să discutăm. În perioada desemnării șefilor pentru parchete, ați spus atunci că a fost o premieră pentru premier să anunță o decizie cu care nu ați fost consultați. Și acum, oare cum s-a repetat această problemă, a fost o decizie? Simțiți că se confrontează că devine o... Nu, aici nu avem același lucru. Eu vorbeam atunci de deciziile de guvernare, luate într-o calitate sau altă. Asta este o chestiune care s-a desfășurat, privea partidul respectiv, se petrecea în congresul partidului respectiv, nu. Și aș adăuga doar că dacă ar fi fost vorba încă de la bun început de altceva, am fi prevăzut în protocolul USL Sigur. O candidatură comună, ori știți, e un document public, nu sunt specificații pe acest. Președintele PSD fixa ca țintă undeva la 35-40% la vot politic. Dumneavoastră, ca președinte al PNL, fixați o țintă pentru vot la
Încă o dată vă spun că e prematur, acum văzând lucrurile, sigur că și noi avem ținta undeva între 25 și 30%. Adică, sigur că nu poți să-ți propui mai puțin decât ai. Dar, repet, o țintă oficială sau pronosticuri, dacă vreți, o să facem atunci. Vă rog, pe rând. Va fi o ordonanță de urgență sau un proiect? Nu, va fi un proiect de hotărâre de guvern. Hotărâre de guvern. IMM-urile trebuie să funcționeze cel puțin 3 ani de zile? Da, de la data primirii ajutorului de stat. Bugetul are bani să suporte, mă scuzați că tot semnă această temă? Da, în limita sumelor care putem să le alocăm prin buget. Ați putea să ne estimați până la finalul anului, că bănuiesc că pentru acest an este folosită sumă. Câte locuri de muncă vizați să fie create? Deci numărul beneficiarilor, așa cum v-am spus, estimăm să fie undeva la 3.000 și numărul locurilor de muncă noi create de cele 3.000 de IMM-uri, în jur de 15.000 de locuri de muncă. O medie, o medie, s-ar putea să fie mai mare. Deja unii colegi de la PSD, doamna Mărța Vasilecu, s-a venit un așa fapt de neagresiune care ar trebui să fie semnat de PSD și PNL în perspectiva legilor parlamentare. Ar fi asta o soluție alternativă pentru a nu exista la planul acestui centru de educație între candidații de ferici la dumneavoastră cu cei cu partenerii? Nu, eu să vedem. Eu, sincer, nu cred că e nevoie să semnezi o foaie de hârtie în plus atunci când ai maturitatea și autoritatea să-ți impui, în primul rând, ție, o anumită conduită și când contezi pe soliditatea unui parteneriat și ai motive să aștepți și de la partener același lucru. Dar sigur că pentru toate aceste posibile amenajări în vederea evenimentului, adică alegerile europarlamentare, vom sta de vorbă, dar sper, încă o dată o spun, în 2014. Și legat astăzi, știu că nu prea aflat de subiectul, dar... Vă rog, vă rog! Astăzi, unii colegi de partid și alți, care foști colegi de partid, să spunem, vor crea acea mică platformă... Mică? Mică, așa o, așa o calificați. Așa. Deci acea inițiativă România Liberală, o considerați că ar dăuna intereselor PNL crearea unei astfel de platforme? Și doi, ca să fim într-un registru mai haios, dacă v-am votat pisica, din ce? Eu sunt, cum să spun, încântat că o parte dintre dumneavoastră au părut să ia la propriu ceea ce spuneam despre pisică. Am primit chiar apeluri de la colegi, oameni serioși, să le dau și lor un pui. Eu am încercat să subliniez prin această formulă că este o știre marginală și că în orice caz nu în contextul congresului unui partid așa de mare, aveam noi a discuta despre o, ce spuneați, fundație așa de mică. Și am spus chestiunea cu pisica. Nu este adevărat decât aceea că am pisică, dar nu există iminenta posibilitatea înmulțirii. Așa încât, revenind la întrebarea dumneavoastră, că e mare, că e mică, fundația, așezământul respectiv, cum doriți să-i spuneți, nu dăunează Partidului Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal, soarta sa, scorul său politic, reușitele sale sau nereușitele sale nu pot fi influențate de astfel de grupuscule fără legitimitate, fără consistență, așa cum, mă rog, există informațiile. Altceva însă trebuie spus foarte limpede. Este inacceptabil. Este inacceptabil ca vreun membru al Partidului Național Liberal să facă parte, să susțină, să se asocieze în vreun fel cu un grup de oameni al căror document fondator și fundamental este îndreptat în totalitate împotriva Partidului Național Liberal. Nici măcar a președintelui PNL, ca de obicei. Este pur și simplu un micuț și plicticos manifest anti-PNL.
În sensul acesta, dacă mai adăugăm că, după cât înțeleg, acolo vor participa și politicieni din alte formațiuni politice deloc în apropiere cu noi, ba în opoziție cu noi, rezultă că este cu totul și cu totul inacceptabil și că nu va fi tolerat ca vreun membru al Partidului Național Liberal să se asocieze cu așa ceva. Ce se poate face? Și după cum ați văzut, se poate ca în Partidul Național Liberal să nu fie de acord nici măcar cu deciziile unui congres, dar aminte cu conducerea. Se poate să faci la nesfârșit vocalize publice pe chestia asta. Trăiești bine, mersi. Dar acest tip de bigamie politică nu poate fi tolerat, pentru că am intrat în promiscuitate și critica justificată sau nu, publică sau nu, e pentru noi de înțeles. Promiscuitatea politică nu. Inacceptabil înseamnă ceva ce nu poate fi acceptat. Politic, dacă este inacceptabil ca un membru al Partidului Național Liberal să facă X lucru și el îl face, înseamnă că nu mai este membru al Partidului Național Liberal. Fie printr-o decizie demnă, și anume plecarea din Partidul Național Liberal, de vreme ce mă asociez unei construcții care de la asta pleacă, de la faptul că, în conformitate cu manifestul ei, PNL-ul este aproape nefrecventabil, dacă membrul respectiv n-are această demnitate, este exclus. Este simplu, asta înseamnă inacceptabil. Ceva ce nu se acceptă. Deci este posibil ca actualii membri PNL care sunt fondatori, este posibil ca ei să riște anumite sancțiuni... Uitați-vă, domnul Gulbe, stați puțin. Stați puțin. Eu, cum să vă spun, încerc nostalgia după experiența didactică. Mă rog, mi-a fost foarte dragă. Nu-i nimic mai plăcut decât să te afli în fața unor copii sau tineri care te privesc cu ochișorii lor iscoditori, plini de curiozitate și cu sufletele lor încă ingenue, curate. Să presupunem că e cazul și aici. Dar nu putem să extindem foarte mult această experiență. Am spus ce înseamnă și inacceptabil. Altă întrebare. Dacă există și un orizont de tribune la care veți aștepta o decizie de Uitați-vă, o săptămână, până la urmă, săptămână și încă mare. Adică, cred că totuși va fi limpede. Da, sigur. Nu, dar nu așteptăm nimic. Noi nu așteptăm nimic, stați puțin. Noi așteptăm învierea Domnului, cei care suntem creștini, că nu e obligatoriu să fim toți, așteptăm învierea Domnului, pentru asta ne pregătim. După Paște o să vedem dacă e cazul să luăm anumite măsuri, le vom lua. Cum vedeți animațiile de asta de solidaritate? Eu cred că nevoia lui Victor Ponta de solidaritate a tuturor membrilor USL, a tuturor parlamentarilor USR, în jurul guvernului, în jurul său ca prim-ministru, este una normală. Cred că oricare dintre noi are nevoie de solidaritate. Toți avem nevoie de solidaritate, toți liderii, toți membrii la rândul lor, toți miniștrii. Este o dorință absolut normală pe care am și spus că o împărtășesc și această dorință de solidaritate a lui Victor Ponta este satisfăcută. Puțin prim-miniștrii ai unui cabinet de coaliție au avut parte, cel puțin până acum, de atâta solidaritate de la membrii cabinetului care nu făceau parte din formațiunea respectivă. Miniștrii liberali au fost perfect solidari cu Victor Ponta, eu am fost, cu excepția momentului de triunghi Băsescu, Chiove și Ponta, am fost, cu acea excepție, perfect solidar și am de gând să fiu în continuare, Partidul Național Liberal, grupurile parlamentare în copleșitoarea lor majoritate. Faptul că există și opinii divergente, faptul că există observații sau critici în legătură cu un aspect sau altul, cred că nu denotă neapărat lipsă de solidaritate. Poți fi solidar cu cineva, fiind în anumite momente și critic, dar îl înțeleg psihologic și politic pe premier și sunt alături. Eu cred că în mod esențial te afectează în plan electoral atunci când guvernezi bilanțul guvernării și sigur capacitatea de a comunica cu opinia publică în legătură
cu exercițiul guvernării, cu ceea ce tu faci sau nu faci la guvernare. Sunt absolut de acord că nu există varianta și nimeni nu se gândește la așa ceva ca guvernului sau lui Victor Ponta ca personaj politic să-i meargă rău și lui Crin Antonescu, candidat la președinție, sau PNL-ului să-i meargă bine. Nici asta, nici invers. Cred că ne va merge bine sau ne va merge mai puțin bine împreună, așa cum ne-am angajat, așa cum guvernăm, așa cum lumea ne-a dat mandat să fim. Aia este o chestiune care ține de sondajele pe care le cunoaște premierul. Evident că suntem parteneri egali în USL, care nu e bazat pe sondaje, ci e bazat pe un document politic și e bazat pe un vot pe care cetățenii l-au dat. Restul sunt sondaje și asta discutați cu domnul Dâncu. Domnule președinte, în cadrul USL se luat o decizie privind împărțirea funcțiilor în cadrul plătiții funcționare financiară, așa ar vreau să discute cu intervenul PNL. Nu, nu cred, dar vicepremierul e aici. Parlamentar. La USL, să vedem. Va ține pe Dan Radu Lușanu pentru funcția de președinte la acestor autorități. Da. Domnule ministru, am și o întrebare. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că taxa încasată de necuvenit plus dobânzi, cum ar fi exemplu taxe de înmatriculare și înțeleg că sunt sute de mii de astfel de cazuri. Vreau să vă întreb dacă există posibilitatea acestei plăți, cum stați ani la buget. Sumele pentru despăgubirile referitor la taxa auto sunt prevăzute în bugetul Fondului de Mediu. După cum știți, noi avem prevăzut în acest an o sumă echivalentă aproape 400 de milioane de lei pentru despăgubire tuturor celor care au plătit taxa de primă matriculare. Într-adevăr, noi trebuie să aplicăm decizia Curții Europene de Justiție. Deci... Dacă nu mai sunt întrebări și ceva îmi spune că nu mai sunt. Da, vă rog. Rămâne să discutăm cu partenerii noștri. Este posibil să fie. Din cât înțeleg și domnii miniștri aici de față, Dumnezeu să ne țină sănătoși, pot confirma, s-a mutat marțea mâine, ședința de guvern. Da. Este posibil să fie, dar asta urmează să stabilim. O să discut cu Victor Ponta și o să vă anunțăm. O să prindeți de veste în orice caz. Mulțumesc!